Vrem în aceste momente să-l invităm pe unul dintre oamenii, dar și medici veterinari, care este gata să vină și în miez de noapte, dacă prietenii noștri mai mici, animalele de companie sau îmbolnăviți au nevoie de ajutor, dar este și cel care sterilizează sau sare în ajutorul animalelor străzii, care sunt într-o stare deplorabilă. V-am zis, este și model, are poze nebune cu anumite părți ale corpului goale și sexy. Vladislav Pușnei, salut, bine ai venit! Bine ai revenit, de fapt, pe canapeaua noastră. Dacă data trecută am vorbit mai mult despre cariera ta de modeling, astăzi, în sfârșit, vorbim de cariera ta sau jobul tău de zi cu zi. Da, am așteptat de mult. Ai invitația asta? Da, pentru că știi, oamenii îi șochez mai tare cu poze decât cu munca, propriu-zis. De cât timp ești medic veterinar? Încă sunt student la medicină veterinară. Sunt anul 6 acum la Facultatea de Medicină Veterinară la noi în Chișinău. Dar lucrez în domeniu din aprilie anul ăsta, anul trecut. Am făcut practica mea am făcut-o în România, în Arad, la un cabinet veterinar, la Vetpoidvest acolo. Și pot să zic că din aprilie, așa mai intens. Da. În aceste momente vedeți poze. Primele poze au fost niște cazuri destul de grele. Ești omul care, dacă ți se adresează cineva cu un animal al străzii, faci lucrul ăsta fără să ceri bani? Nu poți să faci chiar totul fără să ceri bani, dar ideea este că nu trebuie să respingi oricare pacient care vine din stradă din prima zi. Poți să-l tratezi și banii se strâng după, pentru că sunt o grămadă de fonduri care se fac, tot felul de strângeri de fonduri pe Facebook, pe alte rețele de socializare, unde lumea pur și simplu vrea să ajute și de la fiecare câte 10 lei. Un bănuț se poate trata. Adică principiul meu este să tratăm animalele de stradă, chiar dacă nu sunt bani, pentru că banii oricum vin după. Oricum, atunci când oferi rezultatul publicului care te urmărește pe Facebook, după aia, oricum, cineva vrea să ajute, așa că niciodată nu rămâi neremunerat. Pentru că medicina veterinară este un domeniu foarte scump ca întreținere, da, și ca investiții. Tot timpul trebuie să cumperi consumabile și de toate. De-aia nu-ți prea poți permite să faci atâtea benefaceri. Nu poți să trăiești doar din asta. Da, e adevărat. Știu că ești omul care consultă și la telefon. Bun, consultațiile la telefon sunt mai mult așa, pentru bună seara, ce trebuie să facem. Ce trebuie să facem, faceți pentru un moment ceea ce spun eu, mai târziu veniți cu animalul să vedem dacă este nevoie de ceva investigație sau pur și simplu e o alarmă falsă și dumneavoastră ați văzut un semn care e normal la pisic sau la câine. O simplă vomă poate fi și omul se panichează pentru că nu o fi văzut până acum niciodată, nu o fi avut cățel sau pisică până atunci sau mulți dintre proprietarii noștri nu prea citesc înainte să-și ia cățel sau pisic. Sau, care sunt sau, bolile de care se pot îmbolnăvi. Sau se grăbesc să adopte fără să facă o carantină atunci când au alți căței sau pisici în casă. Tot timpul se întâmplă că proprietarii sunt dezinformați. În primul rând pentru că nu citesc, sau pur și simplu poate nu au informația corectă de la alți colegi veterinari sau... trebuie informat fiecare pacient pentru că consultația la telefon nu e atât de eficientă. Nu e atât de ok, dar cât de cât îți faci o idee despre ce urmează să vezi. Să ai pe masă. Da. Care a fost cel mai complicat caz de al tău până acum? Cel mai complicat caz a fost un hiperadrenocorticism. Zi asta pe limba noastră. Da, a fost o boală a unor glande suprarenale, niște glande care stau deasupra renichilor, care se dezvoltă pe ele o tumoare care crește secreția hormonilor stresului în sângele animalului. Și devenise foarte violent. Și a fost o tumoare care a crescut din vară până acum, până în ianuarie. Am diagnosticat, am încercat să tratăm, dar a fost foarte urât și ați pierdut.
a trebuit să eutanasiem pentru că nu se putea face nimic. Dar uite, momentul ăsta al despărțirii conștient de către un membru al familiei, pentru că animalele de companie sunt iubiți și respectați ca un membru al familiei, este un moment foarte greu. Da, este greu atât pentru proprietar cât și pentru noi, pentru că noi ca veterinari, pentru că față de clientul ăsta m-am atașat, pentru că l-am avut la tratamente o săptămână întreagă și pe final a trebuit să eutanasiem pentru că pur și simplu nu mai puteam să facem nimic și animalul pur și simplu suferă. Îi dureros, dar e mult mai dureros atunci când pur și simplu iei cățelul fără șansă de supraviețuire și îl duci în câmp. Pentru că am avut de curând un caz care o prietenă de-a mea a găsit un cățel, un husky aruncat pe câmp cu o tumoare tot în cavitatea bucală. A fost aruncat pur și simplu acolo. Probabil nu se știe care a fost soarta cățelului, nu se știe dacă a fost microcipat sau rest, nu se știe proprietarul, dar ideea e că e mult mai dureros pentru cățel să-l iei să-l duci pe deal, pentru că foarte mulți moldoveni, nu știu de unde au luat, că cățelul când vrea să moară, merge vrea pe deal. Vrea să moară singur, da. Asta nu e adevărat. Bun, cățelul a trăit în familia ta atâta timp. El, chiar dacă o evadat din lanțul pe care îl ții tu, el o evadat pentru că e sătul să stea în lanț. Dar eutanasia nu e acceptabil. Foarte mulți doctori nu fac asta. Păi, asta vreau să zic pentru că... Pentru binele lui, pentru, nu știu, într-un fel, îți asiguri nopțele să le dormi sau îți asiguri o liniște mai mult sufletească decât... Da. Nu se chinuie nici animalul, nu te chinuie nici tu. Până la urmă, rezultatul tot în direcția aia se mișcă. Da, cam așa. Dar cazuri fericite. Da, cazuri Hai fericite... Schimbăm din fericire, cazurile fericite sunt cu mult deasupra... Uite, aveai povestea unui cățel care avea un vierme în ochi. Sau ce era de fapt acolo? A fost un cățel... Un cățel care nu a fost deparazitat la timp. Așa. Și sunt niște musculițe care aduc vermișori, aduc larvele de vermi, le implantează. Când se așează pe ochiul animalului, poate fi căluț, văcuț, cățel, pisică, poate fi și om, atunci când se așează pe ochiul gazdei, implantează larva pe cornea ochiului. Și în timp, nu știu, o lună, două, se dezvoltă vermile astea. Crește matur, depune iar ouă și se mulțește acolo înăuntru. De-aia trebuie deparazitat la timp cățelul sau pisicul. Da, numai căței și pisici sau și ce alte animale necuvântătoare ai mai reușit? Pentru început, încerc să mă specializez mai mult pentru căței și pisici. Mm-hmm. Dar aș vrea în timp să învăț și celelalte animale, pentru că am primit vreo 3 sau 4 telefoane când am fost întrebat ce să facă cu calul, ce să facă cu văcuța. Baca. Și chiar dacă am făcut universitatea și facultatea de medicină veterinară și am învățat 6 ani, toate universal, medic veterinar universal, nu pot și recunosc că nu știu ce să-i fac unui. Sau știu, dar nu vreau să mă apuc pentru că nu știu exact. Mm-hmm. Nu am făcut o practică și nu știu care ar fi pașii. Bine, sunt cam aceleași organisme, dar oricum sunt nuanțe diferite de la caz la caz, de la specie la specie. Așa că mai bine, în cazul în care nu știu și nu mă pricep, pur și simplu recomand un alt doctor și atâta tot. Sau întreb un alt doctor și fac eu dacă e posibil. Dar sper pe viitor, chiar sper, ca să știu măcar basic ce înseamnă cal sau vacă. Da, pentru că medicii veterinari din sate sunt unii dintre cei mai stimați locuitori, pentru că ei sunt salvatorii. Cumva cei din orașe au pisici și câini, ies cu ei la plimbare, cheltuie bani pentru foarte multe vaccinuri, analize, fel de fel. Multă baftă, spor Mulțumesc. În continuare la muncă, să ajuți câte mai multe animale, atât cu stăpân, cât și fără stăpân.